Bine ai venit la un nou episod și astăzi mergem cu trotineta prin oraș și mai degrabă mă duc până la sediu, la studio. Opa, o creangă. Cum folosesc eu trotineta asta, având în vedere că e noiembrie și e soare și frumos, mă plimb cu trotineta între metrouri. Adică mă duc până la metrou acum și apoi merg din nou cu metrou la întoarcere. Iau trotineta până la metrou pentru că e mai repede, ajung mai repede și apoi când ajung la stația la care am nevoie, continui de acolo drumul cu trotineta. Bun, hai să vedem cum este astăzi. Mergem cu trotineta. Am un hard disk în ghiozdan, nu vreau să-l pierd sau nu vreau să-l sparg. Bun, ce frumos se vede aici. Mi-am dat seama că folosesc camera asta și nu pot să pun frână, așa că trebuie să mut cumva selfie stick-ul ăsta altfel. Ia să văd dacă pot să-l pun așa, nici chiar așa de mult. O să folosim doar frâna de picior, pentru că mâna stângă este ocupată să țină camera. Și iată ne ajungi aproape de stația de metrou la care o să intru. Haideți, domnule, treceți. Mersi frumos. Opa, excepțional. Bun. Frână. Asta e, la fiecare trecere trebuie să te oprești. Bun, am reușit să ajung la metrou. Acum o să bag trotineta în metrou, să schimb pe de pe camera asta pe camera de pe telefon. Deci cu trotineta la metrou e destul de simplu, trebuie să o... De fapt am vrut să intru cu ea desfăcută, dar m-a rugat paznicul să o împachetez, adică așa. Nu e mare brânză, acum trotineta stă împachetată. Bun, acum clar o să ajung super repede pe trotinetă. Deci dacă ești o persoană care merge cu metroul, adaugi o trotinetă la drumul tău zilnic și ești perfect. Acum dezavantajul este că nu poți să mergi când plouă sau nige sau când e foarte frig. Încă n-ai chef să mergi cu un vânt, să te bată din soarea. Eu deja merg de o lună cu trotineta, dar nu zilnic. Că uneori ai o grămadă de drumuri și cu trotineta chiar n-ajungi foarte repede dacă trebuie să mergi departe. O altă chestie când mergi cu trotineta, trebuie să mergi pe scările rulante, sper că există scări rulante, sau când treci de turnicheții aceia de la metrou, trebuie să o ridici peste ei dacă sunt turnicheți din aceea vechi. Nu prea îmi face plăcere să o iau pe stradă și de aceea prefer să o iau pe trotuar. Chiar dacă merg mai încet, încă nu pot să mergi cu 25 de km pe trotuar, e prea repede. Sper să mai țină vremea asta superbă, să pot să profit la maximum de trotineta mea. Pentru că am luat-o în septembrie, acum suntem aproape de noiembrie. Și uleu, uite o pantă, cum navigăm noi pe panta asta. Ia să vedem cu frâna electromagnetică. Electrostimulantă. Frână. Upsi. Frână. Hai că nu e așa rău. Hai că e lejer. Luxemburg. Repeți.
Aoleu, aoleu, aoleu. Perfect. Până data viitoare, ăsta a fost review-ul acestei trotinete superbe. Sunt de preferat clădirile care au lifturi sau scărulante sau mijloacele de transport la care ajungi ușor și nu trebuie să ridici și să cari foarte mult trotineta. Liftul e prietenul tău, n-ai ce să faci. Ei, nu-i nimeni în lift. În continuare, lucrul preferat la trotineta asta sunt luminile. Luminile astea de jos sunt superbe. Sunt absolut superbe. Absolut superbe. Bip. Bip. Am ajuns la muncă. Ne vedem data viitoare. Ciao.